și notele pe care obișnuiesc să le fac de la o vreme și care se vor a fi o radiografie a timpului pe care îl traversăm, s-a concretizat într-unul din volume, Râzi că trică se mai poate. E de râs și totuși nu, pentru că niciodată de pildă, despre la întâmplare. Ard bolnavi în spitalele noastre, iar babele politicianiste dau fuga pe ecranele TV să-și exhibe nula. Cât despre guvernanții coalizați la gura spartă a bugetului național, nu le arde lor de astfel de fleacuri. Ei tranșează algoritme la rece, ciclonul și nici măcar piftie tremurând în fac. Altă ilustrare a timpului pe care îl traversăm s-a concretizat în acest Când mintea minte și care cuprinde epigrame. Epigrama te ajută să te eliberezi de niște amaruri. Sau poezii care se vor ironisme. Iată una. Plecă Ion al nostru mai an să-și afle rost prin Amsterdam. Azi, rostuit, s-a întors acasă cu Hans, ce l-a făcut mireasă. Văzându-i mirea în loc ochii mamei rămasă stârp de închinăciune, feciorul ei frumos îi spune, aceasta-i, mamă, rostul lumii. Dar tatălui cu palma lată, înțelegând și această treabă cum vine, l-a trimis de grabă în ca să se mai nască o dată. Și o parodie la 10 neinvititei, nu vă spun toate că e mare, vă spun doar prima strofă și ultima. 10 albi spălați cu sârg din greier pe creier au plecat la târg să cumpere grabă cu plata înainte. O lume întreagă la minte, alta de se poate că asta, din păcate, este în război de viață și moarte cu noi. Până să dea de lumea zdravână și nouă, au mai rămas nouă, fiindcă unul, citind Dexul, a decis să-și schimbe sexul. Doi albi pe un ram de-al toi, unde înfloară atomul, când rațiunea își face somnul pe un pat de cuie brevetat de uie, nu mâncau decât trifoi. După o rețetă pe care le-a dat înțeleptul NATO ultra-pacifist și ecologist. Și într-o zi l-a scăpătat cum se jucau ei ca omul, unul a atins butonul. Butonul atomului a rămas. Nu știu. Unul a atins butonul. Și n-a mai rămas ce să spun. Și dați-mi voie să vă spun cea mai frumoasă poveste în care m-am trezit de câțiva ani din cei din urmă, de până acum. Un poet de prin munții de apus a descoperit că într-o revistă, nu știu ce scrie de ale mele, și s-a spus, vai de mine ce-mi plac, mă rog, de gustibus. Și m-am trezit cu o scrisoare elogioasă acasă. Ca orice om politicos, am răspuns scrisori. Corespondența a urmat și iată rezultatul a fost în această carte. Omul acela spunea că vrea neapărat să mă cunoască. Și am spus, Doamne, dar el mă cunoaște deja. Și am spus, privește-mă cu inima. Atât. Refuză-i ochiul din nemernicia vederii sale. Chipul meu, văzut în gândul tău, e fără asemănare. E sufletul un pui de brad, jertfit sărmanul, pentru o poveste care înainte mult nu prea mai este.
iar așteptatul moș tot n-a venit. Deși sub cerul înstelat în altul, sunt tot copii, doar învelișul altul. Dar undeva, sub cerul veșnic mut, e o inimă care mă vede cânt, privește-mă cu inima. Atât. Da. Pe care nu l-am prezentat de aici. Angheze am zis, de la Poli am zis. Nu, Eminescu am zis. Eminescu am zis. Ați vorbit de Paula Romanescu. Paula Romanescu, vă rog, vorbiți-mă dumneavoastră. Da, așa vedere. Da. Sunt foarte mândră de această carte, care știu chiar foarte muncită și care începe, cum spuneam, cu poezia franceză din secolul al XIV-lea. Iată ce zice ăsta, s-a săturat de mine lumea și eu de ea la șișderea. Da. Și după ce a fost grațiat, nu se mai știe nimic despre el. Va fi mai trăit, va fi mai trăit, cu siguranță, da, pentru că adevărații poeți umori sunt darul pe care l-a lăsat Dumnezeu omenirii ca să vadă și ea cât de frumos este sufletul.